Asociațiile civice Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei împreună pentru A8 și Reset au protestat astăzi în Piața Unirii, odată cu debutul evenimentelor organizate de autorități pentru 24 ianuarie. Astfel, mai mulți ieșeni s-au adunat în Piața Unirii cu pancarde unde și-au strigat nemulțumirile la adresa guvernanților. Hoția! Hoția nu salvează România! Corupția ucide România! Corupție de sus până jos, din învățământul universitar până la auriștii ăștia care sunt niște derbedei. Asta, pentru asta protestez. Am fost 50 de ani la lucru și un golan din ăsta are pensie de 10 ori mai mare decât mine. Am învățat 50 de serii de studenți. Da, și acum trebuie să văd cum fac cu banii ca să sting luminile prin casă, domne, și să închid calculatorul când mă duc la baie. Nu-li rușine! O ieșeancă și-a strigat nemulțumirile și la adresa politicienilor care au fost astăzi prezenți la Iași. Dacă nu luăm atitudine acum, peste un an vor avea loc alegeri. Sunt două pericole care ne paște. Dictatura, pentru că nu avem o opoziție puternică, și o incapacitate de plată. Peste 6.000 de persoane au fost astăzi prezente în Piața Unirii la manifestările organizate de municipalitate.